În vara anului 2022, liderul sindicatului Europol Neamț Ioan Cănărău a protestat în fața sediului Ministerului Afacerilor Interne, în sprijinul polițistului Paul Feroiu. Polițistul Cănărău a fost atunci sancționat pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, cu o amendă de 200 de lei, pe care ulterior a contestat-o. Pe 16 aprilie 2024, Tribunalul Neamț a respins apelul Jandarmeriei București, menținând soluția judecătoriei Roman, cea de anularea procesului verbal de contravenție. Soluția este definitivă. Paul Feroiu este un polițist din cadrul IPJ Gorj, un luptător, un profesionist, dar din păcate hărțuit și abuzat atât de către cei din inspectorat, cât și de conducerea Poliției Române și a Ministerului Afacerilor Interne. Paul Feroiu a vrut să facă ceva bun pentru sistem, a vrut să-i antreneze pe polițiști, să-i învețe pe polițiști procedee de autoapărare, și așa mai departe, pentru că, așa cum am spus, Paul Feroiu este un bun luptător și la propriu și la figurat. A strânit caracatița din IPJ Gorj, a fost trimis la o evaluare psihologică, i s-a retras avizul de port armă, a fost nevoit Paul Feroiu să protesteze de foarte multe ori în greva foamei în fața Ministerului Afacerilor Interne. Atunci, 1 august, cei din minister și-au trimis jandarmii care m-au sancționat. Pentru prima zi am primit un avertisment, iar pentru a doua zi am fost sancționat cu 200 de lei. Bineînțeles că am contestat în instanță. Ieri, abia ieri, pot spune că a venit soluția definitivă. Tribunalul Neamț a menținut soluția dată de judecătoria Roman și a anulat procesul verbal de contravenție. Ministrul Bode de la vremea respectivă și actualul nemuritorul domnul chestor de poliție Bogdan Despescu au primit o palmă grea de la justiția din România prin anularea acestui proces verbal, pentru că sunt convins că dânsii au dispus ca eu să fiu sancționat contravențional, pentru că am avut îndrăznelea să le cânt proteste sub balcon. Sub balconul fostului Comitet Central al Partidului Comunist Român, actual Minister al Afacerilor Interne, din punctul meu de vedere, aceeași mărie cu aceeași pălărie. La momentul protestului desfășurat în anul 2022 în fața Ministerului Afacerilor Interne, Ioan Cănărău a purtat la picioare o pereche de cătușe prevăzute cu lanț. Paul Feroiu este agent șef principal de poliție în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, adesea reclamând abuzuri din partea sistemului și protestând în dese rânduri pentru reformarea acestuia.